România ne-am întors în direct și dacă tot ne-am adunat aici cu ocazia zilei de astăzi, haideți să discutăm, vrem noi, Răzvan, să discutăm un pic despre celebrul inventator Cosmin Gușă? Hai să mă gândesc dacă vrei asta sau nu vrei asta. Hai să sunăm pe cineva, să întrebăm dacă noi doi vrem să discutăm un pic despre domnul Cosmin Gușă ca inventator, în postura sa de inventator. Al poporului român. În primul rând al poporului român, pentru că lucrurile astea nu se spun, se țin ascunse totuși, că el este... Nu știe de unde am apărut. Dom'le, nu se știe. Se merge pe prostia aia de teorie pe care văd că o predau, se insistă cu ea și în manualele școlare, cu sinteza asta între daci și romani. Nu, dom'le, nu. Poporul român este creația domnului Cosmin Gușă, care într-o vară, cred că a și povestit asta într-o emisiune, dar cine să rețină? Dintre puținele sale intervenții de la postul pe care îl poate chiar într-o intervenție telefonică, da. A relatat că într-o vară era la Câmpia Turzii, asculta trupa Compact, care tot acolo e, în Câmpia Turzii, și a spus, hai să fac un popor român. Pentru ce, Cosmin? Ce-ți mai trebuie? Oricum te cunoaște toată planeta. Da, mă, da, uite, aș vrea să fac politică în România și am nevoie de voturi de astea. Și și-a făcut popor român ca să existe electorat pentru sine. Deci ăsta era motivul. Practic era el, era domnul Gușă, în situația în care era, mă rog, la Câmpia Turzii, ai spus tu, mă rog, nu era încă denumit așa, a pus și denumirea ulterior. Aia a numit prima dată. Da. S-a așezat și a zis, aici va fi Câmpia Turzii. Și vreau să fie în jurul meu România. Câmpia Turzii. Da. Domnul celebru inventator Cosmin Gușă a găsit o soluție, poate nu știți. Cum să tăie la așa? Bă, nene, dar nu pot să vin să spun că sunt PSD-ist sau ceva. Nu pot să spun lucrul acesta. Nu, din nou. Nu. Ia am mai spus-o o dată. S-a terminat prost. Nu m-au crezut oamenii. Deci am mai fost PSD-ist o dată, nu m-a crezut lumea și acum nu mai pot să vin pentru că nu mai am credibilitate să spun că sunt PSD-ist. Iar sunt PSD-ist? Și atunci n-am mai fost PSD-ist o dată? Și atunci el s-a gândit, bă, vin cu ceva mai subtil un pic. Vin cu niște apucături ale PSD-ismului. Adică vin cu apucături, cu felul PSD-istului de a fi. A venit mai subtil un pic. Ce crezi că a găsit cu cale să zică domnul Cosmin Gușă? Sta subteran. Domnule, zice, ce se întâmplă paralel acum? E mâna lui Coldea. Deci, normal. Practic, e exact discursul pe care are PSD-ul. Atunci voi lua discursul PSD-ului, da, și Soros și voi însuși. A vorbit un pic de Soros. A băgat și Soros? Nu, am auzit. Mult Soros. Da? Mult Soros. A pompat cu Soros. Statul și paralel. După aia, printre Soros, printre bucățile de Soros adunate la oaltă, a chituit cu Coldea așa. A băgat Coldea. Pe la rosturi peste tot așa. Trăgea, curentul, trăgea acest curent. Mai intra aer până Soros. Aer, da. Și bag Coldea pe aici. Și cum a chituit el cu Coldea, a explicat ceea ce PSD-ul ne spune de foarte, foarte mult. Timp. Și nu ne intră în cap, mă, nene, asta e problema. Că trebuie să vină Cosmin Gușă să ne zică, domnule. A trebuit să vină până și Cosmin Gușă de la nivelul său, totuși știm cu toții de acolo, de unde intervine el telefonic. A coborât înapoi în lumea politică. A coborât între oameni ca să ne lămurească cu statul paralel. Bă, și-a băgat coada statul paralel acolo, la el, în ograd. Deci, și practic, e mâna statului paralel. Și borcanul statului paralel. Borcanul? Borcanul. Hai să-l ascultăm, domnul Cosmin Gușă. Bine, asta e o declarație anterioară. Acum a revenit cu cea actuală. Hai să vedem una, nu știu, în urmă cu o lună, nu? Sau ceva? Nu, mai puțin. Mai puțin. Luvântul, că tot l-ai pomenit, i-au dat mandat de ascultare pe Securitate Națională cu legătura cu FNI-ul, cu toate treburile alea, tocmai pentru ca să poată să mă asculte pe mine în convorbirile pe care le aveam cu Joană și cu alții, că pe ăla nu puteau să-i dea mandat că era președintele Senatului, dar prin vântul eram și eu ascultat și așa stătea Coldea la... Știu. Borcan și afla strategiile. Și mergeam în fața lui Băsărite, ce deșteptă șeful. O discuție între doi prieteni, exact ce spuneai tu, trecea vântul pe acolo, deci unde au chituit el cu Coldea, trecea vântul. Da. Pe la geam pe acolo. Da. Pe la... Poți să spui, trecea și curentul, că mi se pare că a fost publicația lui Vântul la un moment dat. Păi, deci se poate. De ce să ne încurcă? Deci tu nu știu dacă ai înțeles. Coldea așa a devenit mare. Coldea a devenit mare pe convorbiri, știi cum au devenit ăștia, convorbiri literare. Da. Era pe vreme, băi, un convorbiri literare, volumul nu știu cât, mare scriitor. Convorbiri telefonice. Deci Coldea a devenit mare pe convorbirile telefonice ale domnului Gușă. De acolo. Că el nu era, cine era, nu știa nimeni. Și la un moment dat a venit așa, prima dată cu un transcript, cu al doilea transcript. Dar eu n-am înțeles aici, că vezi tu, nu explică, ne mai lasă și un pic așa să ne chinuim singuri folosindu-ne logica. Deci se ducea cu stenograme sau ce auzea la Gușă spunea că ar fi de fapt ideea sa. Înțelegi ce făcea? Ce... Făcea plagiat din gândirea domnului Gușă? Cum a făcut-o, dar cert este că am informații că domnul Cosmin Gușă a apărut la salonul de inventică de la Geneva, îl avea aici pe Coldea în dreapta și în stânga sa, de-a stânga sa era Klaus Iohannis, pentru că el, nu știu dacă ați remarcat, poate că l-ați ascultat, poate, la salonul de inventică de la Geneva a apărut cu Klaus Iohannis, cu Coldea și cu Klaus Iohannis. Păi a mers doar cu două, că n-a mers cu toate. Nu, astea primele două. Primele două invenții ale sale. Dar și Traian Băsescu al cui e, mă? Păi tu nu știai? Tot al
Oameni buni, te-am propus și pe această cale o solicitare oficială. Să ne spună domnul Gușă dacă e ceva neinventat de el, da, la nivel public. Asta ar fi o mare curiozitate. Hai să ascultăm prima invenție a domnului Gușă. Singurul care n-a putut să fie târnosit de către acel stat paralel care încă nu exista, a fost săracul Prigoană, care a înființat Realitatea TV împreună cu mine. Discutam din 2001 și prin 2002 cred că am înființat. El a venit săracul să mă întrebe, că a fost gazetar, eram tovarășul secretar general, după cum îmi spuneai tu vremurile alea. Și așa spun și acum. Așa am spus și acum. Te-a ales foarte bine Adrian Năstase. Și el a venit. Da, așa e, mulțumesc. Te-a ales foarte bine Adrian Năstase la vremea respectivă. Și Prigoan a venit să întrebe, dom'le, ce fac eu dacă fac o televiziune? Zic, te rog să o faci. Zic, fă-o cât mai antiputere, cât mai critică. Facem un CNN românesc. Și am dat numele Realitatea. Și atunci Cosmin Gușa a spus să fie Realitatea. Și Realitatea s-a făcut. Și deci știi când a făcut... Știi când a făcut Prigoană Realitatea? Atunci când a inventat o Gușă. Da, corect. Era acea Prigoană pe deci, care... Prigoană a înființat o televiziune. Săracul de Prigoană. Făcută de Gușă. Săracul ăla de Prigoană. Că așa zice, săracul Prigoană a venit săracul Prigoană. A venit săracul Prigoană. Da. Maestre Gușă, aș vrea să fac o televiziune. Taraf ai făcut? Am făcut. Edno ai făcut? Am făcut. Da. Fă și Realitatea. El i-a dat și numele, am înțeles. Adică, da, el a pus practic, numele. Păi, pare că tot. Păi și Dumnezeu a denumit conceptele. El a venit. Deci omul da, ales, trăiește în postura asta. Bun, și mai departe, domnul... Și acum să ajungem la ultima. Cum era el așa? Poate cea mai proaspătă reușită a domnului Cosmin Gușă, de care s-a dezis între timp, s-a întors împotriva sa. Da. Da, avem și imagine. A, el a inventat și pe Mihai Gâdea. De, sau i-a zis, i-a fi zis... Eu fi zis lui Prigoană și să fie și Mihai Gâdea acolo la Realitatea. În ce scuze că interzic. Poate, nu mi se pare exclus. Nu știu. Nu ar trebui să excludem nicio variantă. Da, hai să mergem către momentul de glorie al domnului Gușă când l-a inventat chiar pe Klaus Iohannis. Da, să știi că i-a părut destul de rău după. După aia a părut rău, că îți mai pare rău uneori. Deci, chiar și Cosmin Gușă poate face greșeli. Cred că și Dumnezeu uneori îi pare rău că l-a inventat pe Cosmin Gușă. Hai să vedem. Tu așa crezi că merge treaba? Da. Dumnezeu pe Cosmin Gușă? Da. S-ar putea să fie blasfemie. Hai să vedem. Imagini emoționante cu domnul Cosmin Gușă în timpul tratamentului. În 2004 am avut o discuție cu Klaus Iohannis și după aia a discutat și Băsescu ca să-l sprijine în campanie pe Băsescu. 2004. S-a tranșat. În 2009 am avut o discuție cu Iohannis să intre în joc, dar nu de la PSD, de la PNL. Și apoi să putem să facem cu el candidat de prim-ministru și Joana candidat la președinție, un sos, asta sunt detaliile de campanie, din Băganuș. Cu ocazia acestor întâlniri, nu m-a convins domnul Iohannis, nu avem o chimie. Prima dată când Klaus Iohannis a fost scurtat de politica mare. Da. Sunt nașul. Deci se uita interlocutorul la domnul Cosmin Gușă și l-a întrebat, domnule, părea așa o întrebare medicală aproape. Părea un demers aproape medical. Domnule Napoleon. Aproape psihiatric. Și când ați inventat? Și a fost prima dată când a fost. Da, nu m-a convins că auzi, la început. Dar omul s-a străduit, ați văzut, a intrat într-o... Ca să intre în grație lui Cosmin Gușă. Domnule, s-a luptat cu... Deci a făcut... Klaus Iohannis, dumneavoastră nu știți, dar l-a afectat profund. Faptul că n-a reușit atunci să-l convingă pe Cosmin Gușă. Păi Klaus Iohannis nu-l interesa să fie președintele României. No! Nu-i trebuia președinția României. A făcut-o pentru Cosmin. Dar când a văzut că l-a dezamăgit pe Cosmin Gușă, domnule, s-a ambiționat, domnule, nu pot să rămân o dezamăgire în ochiul unui om precum Cosmin Gușă. Ce aș putea face? Și atunci s-a remontat. Ca domnul Gușă să schimbe părerea despre mine. Devii președintele României și și atunci. Nu garantez. Vezi, nu garantez că și atunci... să iei și președinția Consiliului Uniunii Europene. Nu știi cât de pretențios e? Nu-i place orice. Deci nu știu cum să spun, n-am văzut-o mai. Hai, dacă rămâi primar la Sibiu, ia-ți gândul. Mircea Lucescu era cel care era recunoscut ca inventatorul, domnule, el l-a inventat pe Maldini, el l-a inventat pe Ronaldo, el l-a inventat pe Cutare. Eu vă spun că Cosmin Gușă l-a inventat și pe Mircea Lucescu. Asta nu se spune în România. Da, n-a vrut să da, bine, dar sunt multe realizări ale domnului Gușă. Sunt multe realizări care sunt trecute cu vederea. Știi ce nu înțeleg eu? De ce a vorbit despre, așa să spun, chestiuni mai puțin importante?
cum ar fi, că a inventat Realitatea TV prin omul său, Silviu Prigoană, presupun că și pe Prigoană tot el a inventat, nu? Așa. Prigoană, da. Că e nașul lui Klaus Iohannis, care nu l-a convins. Dar el l-o fi denumit pe Prigoană, i-o fi pus și numele? Nu, doar lui Klaus Iohannis i-a pus numele. Prigoană. Nu, Prigoană a venit cu numele ăsta și a zis, e în regulă, rămâne. Rămâne. Rămâi Prigoană. Da. Sper că știi ce urmează. Da, da. Așa. Fă o televiziune ție în câțiva ani. Da. L-a invitat și pe Traian Băsescu, povestește acolo. I-am spus, Traian, ori cu mine, ori cu Soros. Așa zice, Soros. Soros, ori cu mine, ori cu Soros. Da. El, între el și Soros e această problemă. Dar nu spune, domne, că a făcut și lucruri extrem de utile pentru poporul român, de care noi ne bucurăm în aceste... Mă rog, asta cu noi ne bucurăm o să sune interpretabil. Dar da. Mă înțelegeți dumneavoastră. Nu ne-am bucurat, cel puțin la un moment dat. Bă, nu știu dacă ne-am bucurat sau nu ne-am bucurat. Adică, păi știi în cum momentul e. De fapt, personajul acesta e ușor retras. Poate că el a retras-o. Dar tu te bucurai pe vremuri de personaj. Păi era la televizor, nu? A, am înțeles. Despre asta e vorba. Nu știu, că am și un interviu care... Ce nu se știe! Tot în alt context. Nu că nu se știe, ce nu ne mai aducem aminte, este că domnul Cosmin Gușe este cel care a inventat-o pe Laura Andreișan. Ei, deci bine. Abia asta este adevărata invenție a lui Cosmin Gușe. Asta a fost cea mai rafinată operă. Domnule, restul a fost așa, știi, ca să mai pună în jur niște chestii. Că mi-ai făcut 1.200 președinți de țară. Asta s-a mai văzut. Au mai fost președinți. Ai făcut câteva partide parlamentare. Că îți dai seama și PSD-ul ăla, da. N-ar mai fi auzit nimeni de PSD dacă nu trecea pe acolo Cosmin Gușă în calitate de secretar. Asta da. Ei o știu și ei, PSD-iști. Dar Laura Andreișan, dar de ce nu că... spune domnul de Cosmin? De ce nu se laudă cu ce merită, de domnul? Ce nu se vorbește despre Laura Andreișan atât de mult? Pentru că ea este adevărata perlă a coroanei, cum se zice, nu? Lui Cosmin Gușă, a invențiilor lui Cosmin Gușă, nu? Domnule, o să spun un secret. În interviu, o să spun un secret că tu n-ai văzut interviul de mai devreme în întregime. La un moment dat, domnul da. Chiriacă îl întreabă pe domnul Gușă. Și cum veți intra în Parlamentul European? Triunfal era, evident, răspunsul. Întrebările erau și cum. A spus, nu spun cine e pe listă, îți arăt trei nume. Dar n-ai voie să le... Ți le arăt așa pe telefon. Cum i-a arătat poza domnul da. Sebi Ghiță, domnului Cristoi. Da. Uitați, domnul Cristoi, v-am convins? Cam așa ceva. I-a arătat trei nume, uitați, domnul Chiria. Doamne, păi ăștia aș vrea și eu. Întrebare, încă nu știm cine e. Da. Era pe acea listă. Da. E domne și Laura Andreișan. Haide, domnule, nu mai fierbeți atât, domnule. Spuneți-ne dacă e Laura Andreișan. Hai să nu ne mai fierbeți atât și hai să dăm un pic timpul înapoi în momentul în care domnul Cosmin Gușă era, se bucura de această invenție a domniei sale, de Laura Andreișan. Se uita la televizor, o vedea acolo, i-a pus și nume. Știi cum l-a interzis pe Aleș Bogdan? A interzis-o și pe Laura Andreișan, i-a pus nume, interzis. Sau Laura Andreișan l-a lăsat interzis. Sau l-a lăsat interzis Laura Andreișan. Nu sunt multe școri de gândire. Hai să vedem. Laura Andreișan într-un dialog cu inventatorul Cosmin Gușă. Interzis și tăi, nu o să te recunoască în interviul ăsta. Părerea mea, sunt la o emisiune pentru care toți consilierii mei de imagine m-au sfătuit să nu particip. Dar un lider n-ar mai fi lider dacă ar ține cont de sfatul de consilierilor. Eu cred că este o emisiune foarte bună, atât pentru mine, și cred că e interesantă pentru cei care o privesc. Știi că se spune că este o fată care ai adus-o tu din Gherla în București, de fapt din Cluj în București. Nu vrei să facem un lucru, să devin eu un fel de moderator al emisiunii pentru o anumită vreme, să spun eu niște întrebări? Ba da. Hai. Cred că merit lucrul ăsta, având în vedere că am cam tras-o din cauza isprevilor tale și am avut... niciodată intenția și nici nu m-am dezis vreodată de tine. N-am vrut, nici n-aveam de ce. S-a bârfit foarte mult despre faptul că noi doi, dar nu doar noi doi, poate și alți prieteni de-ai mei, am fi avut relații intime. M-a tot întrebat, de ce nu mă suferă mult? Și n-am avut chestia asta cu ochelare și cu chelia, nu cred că eu. Faptul că sunt destul de dur la un moment dat, iară nu cred că ar fi un motiv să nu mă sufere. Nu mă suferă mult pentru că mie nu mi-e frică. Eu n-am sentimentul ăsta al fricii. Crezi că ai dezamăgit ca tânăr politician? Crezi că ai dezamăgit? Ca bătrân politician, în schimb, n-am dezamăgit. Ca tânăr politician. Și ați văzut că la un moment dat el menționează niște consilieri. Dom'le, consilierii m-au sfătuit să nu... Cine erau consilierii? Cine își permite să fie consilierul lui Cosmin Gușă? Păi el însuși era consilier și era sieș consilier. Era propriul său consultant. Deci el s-a consultat cu el în momentul ăla. Dom'le, să particip la emisiunea acelei pe care am inventat-o eu, nu? Laura Andreișan. Și o fată care i-a dus-o tu. S-a sfătuit să nu participe. Știi că Laura Andreișan era jurnalistă. Păi, și când a zis o fată care i-a adus-o tu, din România, nu o fată care i-a adus-o tu, la ea se referea.
O fată care... Dar dânsa e adevărații liberali tăriceniști. O fată care i-a dus-o tu. Care i-a dus-o tu, da. Da. La ea, la ea se referă, la propria persoană. Dar nu-i singura fată pe care a promovat-o domnul Cosmin Gușa de-a lungul timpului. Adică a mai promovat niște fete. Bine, sigur, pe alte domenii de activitate, nu e sigur, așa? Sigur, că uite, Laura Andreșan n-a făcut încă pasul în politică. Nu e timpul pierdut. Eu cred că e loc și pentru Laura Andreșan și expertiza sa în proiectul Realitatea, Partidul Realitatea. Da. Eu cred că e momentul să se întoarcă acolo de unde a plecat. Partidul Realitatea, acolo cu a trebuit adică să la Cosmin Gușa. Laura Andreșan. Dar pe de altă parte sunt și alți oameni, cum spuneam, inventați de domnul la Cosmin Gușa. Șandru, cumva? Păi la cine să mă refer? La cine? La Vinia Șandru? Dacă nu la fina lui. Multă lume o trece la eșecuri cumva. Aici chiar e părinte spiritual pe bune. Aici era cu Darius Vâlcov împreună, era nașul acestei întâmplări între doamna Lavinia Șandru și domnul Darius Vâlcov. Deci era ceva. Bă, Darius Vâlcov n-a reușit să-l facă premierul KGB al României. Și multă lume o trece la eșecuri pe Lavinia Șandru când azi citesc un articol. Ce eșec? TVR plătește 24.000 de euro firmei Lavinia Șandru. Normal. Câte 2.000 de euro. Deci are doamna Lavinia Șandru o emisiune pe TVR în weekend ceva izolat, ceva care nu afectează emoțional foarte mult. La o oră care nu deranjează pe nimeni. Nu incomodează acolo. Ba chiar îți place să știi chiar, că e acolo. Este chiar așa, într-un unghi mort, cred că e termenul de specialitate. Adică nu prea e greu de găsit. E greu de văzut, în schimb costă foarte mult bani. De-aia zic, hai să ne uităm la emisiunea, vreau să-i facem un pic de promovare. De banii ăștia măcar să știi cum e. Banii ăștia să ne uităm, pentru că până la urmă costă ceva. Nu putem să o lăsăm acolo izolată pe la Vinia Șandru. Și pentru că noi avem o întrebare pe burtieră la care sunt convins care că vreți un răspuns. Cât costă o jumătate de oră cu la Vinia Șandru? O jumătate de oră, scump, domnule. Nu știu cât costă cu Laura Andreșan, dar cu la Vinia Șandru costă ceva. Hai 2000 de euro. Un moment din această emisiune care costă ceva, adică totuși. 2000 de euro. Prima lui carte este motivul pentru care cititori din peste 30 de țări se întreabă dacă nu cumva Biblia lui Gutenberg a fost realizată la comanda lui Vlad Țepeș. Despre modul în care combină realitatea istorică cu ficțiunea sau despre cum în cărțile sale îl ia peste picior pe Dan Brown, vom vorbi cu Igor Bergler, autorul celei mai vândute cărți românești din ultimii 30 de ani. Totul sâmbătă la ora 16 la Fața Nevăzută a Lumii pe TVR1. Da, emoționant promo. Acum ce vreau să adaug în contextul acesta, știi că se discuta despre, nu știu, cât face Messi pe jumătate de oră, cât costă 10 minute de fotbal cu Messi, cât costă la Barcelona, nu știu, 10... Și erau tot felul de tarife care, sigur, te puneau într-o situație stingheritoare. Atâta costă jumătate de oră cu Lavinia Șandru, eu cred că... 2000 de euro. Cred că atâta costă și jumătate de oră de jucat fotbal, nu? Da, compar, la Barcelona. Tu compari demersul fotbalistic al lui Messi cu ceea ce doamna Lavinia Șandru face pentru, nu doar pentru televiziune, pentru cultura poporului român? Nu, ți se pare că poate fi cuantificată financiar? Ca să nu vorbim de, colegii vor arăta acum pe ecran, ca să nu vorbim de realizarea tehnică deosebită și investiția considerabilă. Care costă, nu zice nimeni că nu costă. Mă, emisiunea asta nu o faci, mă, atât de ușor. Deci sunt doi oameni la o masă cu o bibliotecă în spate, Radu. Tu crezi că asta, cum crezi tu că se fac? Lucrurile astea costă. Cred că sunt două camere în platou. Ia uite-te puțin aici. Eu am remarcat o mirare în zona aceasta a articolului. Zonule, cât poate să coste la Vinia Șandru? Cât de puțin poate să coste? Asta e întrebarea. Sentul că au găsit, deci practic a fost un Black Friday acum și cu ocazia Black Friday-ului a fost achiziționată la Vinia Șandru pe acest tarif. Și acum o întreabă lumea. Că uite-te puțin. Uite-te și tu ce cadru. Decoruri, lumini, joc scenic, figuranți. Bă, unul cel puțin. Figuranți n-am auzit. Da, dânsul e un scriitor de renume mondial. Cel mai vândut scriitor. N-ai văzut promo? Am văzut. Chiar nu văd aici nimic pe banii ăștia. Dacă tot dăm 2000 de euro. Dumnezeu, dar cele 30 de minute, să măcar să învățăm ceva. Noi trebuie să plătim acum. Asta e deja plătită emisiunea. Că acum dacă e un bun public, domnule Buzeanu. Dacă difuzăm, să nu scoate datori, că am difuzat. Păi, dar am tăiat că e vorba de un interviu. Dacă din gesturi nu-ți dai seama. Da. Nu e. Uite, acolo întrebările costă 2000 de euro. A, ca să înțelegem. Păi ce nu ți-e clar? La Vinia Șandru face și o declarație. Este întrebată de către și de la Libertatea. Cât te costă declarația asta? Stai să văd dacă îmi permit. Răzvan, face o declarație, o face gratuit. Face gratuit pentru poporul român? E vorba, declarații gratuite. Face acuzații gratuite și declarații gratuite. Hai să vedem ce zice fără niciun bar. Eu nu am voie să vorbesc despre acest parteneriat, și anume cel dintre ea și TVR. Normal. Pentru că este confidențial. Dacă era vorba pur și simplu despre această emisiune, vă puteam spune orice. Eu, de când
îmi stă pe limbă și în buricele degetelor să scriu pe Facebook. Dar nu am voie să vorbesc despre datele economice. N-ai voie să spui. Da. Păi cum ar fi ai să văzut spui? Că la economie a fost și adus că nici el nu făcea declarații pe tema asta. N-avea voie nici el. Deci practic vezi că lucrurile sunt de consolidare. Deci nu înțeleg cum poți să ai tu o merta la o instituție pe bani publici. Că i-am citit ce au declarat și ăștia de la TVR. Îmi pare rău să dau asta. Domne, da. Noi nu avem un contract cu doamna Lavinia și Andro, domne, noi avem cu o firmă. Corect. Păi corect, te... corect, aici e chiar corect. Păi de, mie nu mă interesează firma mea, păi mie nu mă interesează cât încasează doamna Lavinia și Andromeda. Nu mă interesează nici cât încasează firma respectivă. Da. Păi mă interesează cât plătește TVR-ul. Dar tu știi cât a încasat... Care e un bun comun. Cât a încasat doamna Lavinia și Andromeda de la colegii de breasl? Că asta despre încasările asta nu se vorbește. Ne-am purtat Lavinia... urât ca brasă. Ha! Deci cei mai răi, cei mai răi cu păi așa încercăm să ne spălăm păcatele acum. Da, acum încercăm promovând, să promovăm. Într-un gest de solidaritate jurnalistică, acest demers care... Nu știm exact cât e de calitativ, dar la banii ăștia ar trebui să fie. E adevărat. Și hai să ne aducem aminte cât a trebuit să încaseze doamna Lavinia și Andru de la colegii de brazlă în momentul când soțul domniei sale avea acele necazuri în deja tribunal. Deja fostul soț, cred. Fostul soț deja. Dar atunci era soț. Și atunci era în proces încă, nu se știa. Nu se stabilise. Nu se stabilise încă nici... mă rog, păi nimic nu se stabilise. Nu se stabilise nimic, ce să mai discute. Erau doar discuții. Și doamna Lavinia și Andru face un apel la telespectatori și la colegii de brazlă într-un moment extrem de tensionat. Alături... M-a făcut Liceanu, nu? Da, la Lichele. Da. Alături de domnia sa trebuie să le marcați pe domnul Pastia. Eduard domnul Pastia. Director Pastia. Domnul director. Dacă mai respectăm și noi o ierarhie profesională, domnule Buzăianu, că dacă ajungem să ne tragem de șireturi unii cu alții... Poate ne interzice și aici. Eduard Pastia. Nu vreau să interzic și la B1 TV, vreau să interzic. Pot să interzic și de la alte televiziuni. Domnul Gușă, dacă îl putem lua pe domnul Gușă pe telefon. Nu, uite așa, cu domnul Gușă. Noi putem interzice și la alte televiziuni. Că aici am tot interzis, două doamne asta. Păi aici au rămas trei oameni, păi cine doamne asta? Aș vrea să mai interzic și de până alte părți. Hai să vedem momentul despre care vorbeam un pic. Dacă ne interzice pe weekend, să știi că găsim o soluție, de compromis. Corect. Am cum să nu punctez faptul că, dat fiind situația în care se găsește acum soțul meu, doamne, ce colegi mi-a fost dat să văd în lumea asta audiovizualului. Și colegi buni, pe care respect, pentru felul în care știu să vadă lucrurile, dar și colegi. Bine, vai, și doamne. Industria nu poate face excepție de la asta. E adevărat, dar parcă a fost mult prea multă mizerie, dar nu-i nimic. Sigur. Se curăță toate. La momentul la care vom avea o decizie definitivă a instanței, în cazul în care se va vedea, nu știu, dacă decizia va fi în defavoarea soțului meu, atunci, sigur, vor jubila respectivii jurnaliști. Și asta este, dar în cazul în care soțul meu în instanță își va dovedi nevinovăția, nu se va întâmpla nimic, pentru că sunt convinsă că acei colegi și jurnaliști nu o să vină să-și ceară scuze. Dar nu-i nimic. Spune, am avut dreptate. Nu, de fapt. Nu. Intervenție puternică a domnului Eduard Pastia în două momente decisive. Nu știu dacă ați mai. E un fel de Iosif Sava, așa. Vezi că avea în momente... O lăsa să vorbească pe asta mică. Și bă, exact când era nevoie... Puncta el acolo și prețelea. Puncta. Industria nu poate face excepție. Am reținut-o. Mi-a intrat, și intrat la cap. Deci, de ce... Și asta la final n-am mai reținut. Da, nici eu n-am mai reținut. Au fost multe. De ce oamenii nu se limitează la o intervenție de geniu pe da, remisiune? Da, domnul din imagine, nu Pastia, știi? Da, domnul din imagine. Da, el vine și atestă ideea, o poză face cât 1000 de cuvinte. Pentru că domnul Pastia de tot timpul o nu poză. Nu crede în mișcare. Nu e mișcare. Nu? Și aceea, nu. Sigur că trebuie să aștepți mult ca să zic 1000 de cuvinte. Pasionat de fotografie. E adevărat. A spus ce frumos ar fi televiziunea dacă nu ne-am mișcat atâta. Ce atâta dinamică, domnule? Da. Trebuie să stați, domnule, într-un loc. Da, păi el cred că și deranjează agitația din platou. Tu i-ai spus operatorul. Tu l-ai văzut pe Raș Bogdan ce agitația era acolo. Lași o cameră asta aici, încerca să nu vă mișcați. Da. Mă întorc într-o... Cât durează emisiunea? O oră jumătate. Bun. Mă întorc în timp util. Domnul Pastia. Până la urmă, cum a fost? Cine a fost de vină? Cine a greșit? Păi până la urmă, doamna... Cum? Cât? 8 ani de pușcărie se pun? Da. Sau o trecem la nevinovăție? Cât de căsnicii au fost? De pușcărie sunt 8. De căsnicii nu știu cât au deci fost. Deci la aia ne cerem scuze? Acum sau mai târziu? Mai stăm puțin. Încă nu s-a dat verdictul încă final. Încă nu s-a cântat până la final. Scuze,
absolut meritoriu. Bun. Nu ne costă doar doamna Lavinia și Andrunea, ne costă și acești oameni, de exemplu, care în momentul de față merg la serviciu din postura de miniștri, de exemplu, domnul Mircea Drăghiș, care dă să devină domnul ministru al transporturilor. Da. PSD plătește din banii statului, o informație pe care o aveam deja, adică nu e o chestie care ni s-a întâmplat acum, plătește de multă vreme suma aceasta. Sigur. Pentru ca domnul Drăghiș să stea acasă, că e sigur, e cu transporte, să transportă de colo până colo, dar și când stă, costă foarte mult. 19.000 de euro costă domnul Drăghiș stând într-o vilă în Pipera. Bine, în Pipera, că na, nu pot. Stai acolo s-a găsit. Acolo e, da. Da, deci practic stă în Pipera acolo domnul Drăghiș la o vilă și ne costă pe noi, că din banii noștri cumva ajung banii acolo, 19.000 de euro. Cam atâta este. Newsweek România a publicat și această informație. Mult? Ți se pare mult? Asta vreau să te întreb. Da, pentru că în mai puțin de 5 luni în acest an, 380.000 de euro au plecat din subvenția primită de Partidul Social Democrat către persoane fizice, de exemplu, către fizicul domnului Drăghiș. Aici e o situație. Dar se întâmplă astfel de lucruri. Fiecare domnul face ce vrea cu banii normal, lui. E normal să stea acest domn într-un loc, pentru că o să vedeți când nu stă acasă ce nenorociri face. Deci e cel mai bine. Deci pe principiu, deci, domnule, să fie o casă frumoasă, să-i fie placă. Mai mare dragul să stea în casă. Doamne, că dacă iese de acolo, vine la partid, vine la guvern, vine la parlament pe capul nostru. Ce poate să facă? Bine să stea acasă, da. Casă frumoasă. Da. Ce e bine la o casă? Când ai o casă frumoasă, e bine să fie pe numele tău. Sau măcar să ai domiciliu acolo. Că nu știi, doamne ferește, când se întâmplă, uite, domnul Liviu Dragnea. Nu știi. Ai văzut. Se poate întâmpla oricând. Și poți fi legat de glie. E, PSD-ul i s-a cerut să pătească și serialul ăla fierbinte. Adică avem la Vinea și Andru de pe banii. Avem domnul Drăghiș stând acasă frumos, elegant. Și acum PSD-ul i s-a cerut să pătească și la fierbințul sezonul următor. 16, nu știu cât e acum. Căci că urmă, domnule, nu mai sunt bani acolo. Nu știu ce, 1.000.000 de euro au cerut cei de la Pro TV pentru la fierbinți. Să se mute la TVR. Să facă acolo unde decorul deci, la frumos în biblioteca unde poate la Vinea și Andru să facă interviuri rare de geniu, corect. Acele interviuri eveniment care vor rămâne peste ani. Ca asta, bășcălia asta de aici se duce, uite așa trece. Corect. Dar interviurile alea... A zis și Eminescu. A zis și Eminescu. Ca bășcălia trece. Și tot Eminescu a zis. Interviurile la Vinea și Andru vor rămâne acolo pentru generațiile următoare. Luceafor. Astea sunt făcute în anul centenarului. Corect. Asta este pentru viitorul centenar. Peste 100 de ani, astea vor rula așa, interviurile. E, unde se pot face aceste interviuri, se poate filma și la sfierbin. Scuză-mă, că ai acum să spun, biblioteca aia de pe fundal, de acolo-i luată. De acolo, dintre oameni aia, de acolo-i luată. Cum eram noi sub influența acestei știri, uite că și Firicel, Toma Cuzin, actorul Toma Cuzin din serialul La Sfierbinți, da, a fost prins și el sub o influență, înțeleg, sub influența drogurilor. Bine că n-a fost, la volan. Bine că n-a fost sub influența Partidului Social Democrat. Asta e deja, deci aia deja că, era, dacă te prind, era. Cum l-a prins pe Gușe, de exemplu, acolo a fost problema. Lasă-ne cu influența asta. Dumnezeu, dar n-a apreciat nimeni tăria de caracter a lui Bogdan Chirea, care n-a schițat nici măcar un zâmbet. Stai seama, să reziști o oră și 20 de minute și așa? Și faptul că n-avea halat pe el, asta eu am remarcat. Zic, bă, de ce nu și-a pus și halatul pe el? Un stetoscop ar fi fost. Și spuneți-mi, spuneți-mi, cum... Când ați devenit prima dată, cu ce ați inventat prima dată? Cu ce ați început? Când ați zis să inventați lucruri? Să ajungem la exilul de pe insula Elba, domnule Napoleon. Bun, o razie obișnuită a unui echipaj de ordine publică l-a aruncat pe Toma Cuzin în vâltoarea problemelor cu legea. Iată articolul emoționat scris de cei de la... Deci, practic, la ora 1 noaptea s-a întâmplat toată chestiunea. Era la, sub influența drogurilor, înțeleg, la volanul unui Volkswagen, pe strada Ion Minulescu din sectorul 3 al capitalei. Ah. Polițiștii de la secția 11 se aflau în patrulare. La ora aia. La ora aia. Hai. Când au observat o mașină suspectă. Hai, mă. Bă! Hai, mă. Erau să... Dom'le, ăla e un Volkswagen sau mi se pare mie? În România. Ce e mai suspect în România decât un Volkswagen? Da. Unde ai mai văzut? Păi, dar ce suntem, dom'le, pe vremea lui Hitler cu Volkswagen-uri și cu astea? Ia ar fi spus și la Laufer. Da, da, da. Nemulțumit că poporul român continuă să achiziționeze această marcă care nu dă mult, poate în urmă câteva zeci de ani, avea o zvastică pe sigla sa. L-au că știi că a avut, Volkswagen nu a avut zvastica în siglă. Da, domne, e clară treabă. L-au tras pe dreapta și pe șoferi l-au recunoscut. Doamne, ăsta e omul de la nu știu ce. Ăsta e omul ăla care... Au depistat faptul că Firicel circula și cu permisul suspendat. Deci avea și permisul suspendat. Domnule, erau numai necazuri acolo. Ei, dumneavoastră sunteți parlamentar? Nu. Păi înseamnă că sunteți drogat. Să nu-mi explic. Nici nu vă mai verific. O sunteți parlamentar, o sunteți drogat. Corect. Colegilor li s-a părut ciudat comportamentul lui și au solicitat... Dar și mașina era suspectă. Că
nu depășim momentul ăsta. Una e cu mașina. Dom'le, bă, mașina aia trebuie acum trasă. Și șoferul a devenit ciudat. Deci totul e dubios la ăla. Și au chemat, bă, fii atent că au chemat echipajul. Au chemat întărini, că totul era dubios. Deci, cât suntem aici? Patru. Și el e singur. Și el e singur. Ne-a înconjurat. Dar e și mașina asta suspectă. Da. Dacă mai ții minte serialul cu David Hasselhoff. De Hit, acum, mașina aceea. Bă, mașina era dubioasă. Care mașina era și mașina asta. Și au chemat până de așa, li se pune la dispoziție alcool, testul și aparatul care de mașină. Secțiile nu sunt dotate cu astfel de aparaturi. Cum au depistat ei că omul e sub influența drogurilor? L-au luat și l-au dus și au recoltat probe și au dedus că fumase marihuana, înțeleg. În sensul ăsta i-au considerat că e drogat. A, așa. Fumase marihuana. Am înțeles. Bun. Mamă. Acum, ce se întâmplă? Ce se întâmplă? I-au făcut dosar penal. E o întrebare bună. I-au făcut dosar penal, cum se face. El zice că, domnule, e o confuzie și că nu știu ce. Au confundat sângele cu al altcuiva. Da. Nu știu să spun. Cert este că în momentul de față ne aflăm în postura în care avem de a face cu un cetățean, da, surprins, drogat, la volan, cu permisul, da, suspendat, da. Și cu toate astea mă interesează, mi se pare, cum au etichetat ei mașina ca fiind suspectă? Eu asta tot acolo aș vrea să... Dar cum ai ajuns tu la mașina asta suspectă? Bă, cert este că am intrat și noi în rândul lumii, cum există în America. Băi, tot felul normal de actori, da, prinși, da, la volan, da, sub influența drogurilor, sub influența rușie. Băi, nu? Băi, mă simțeam prost ca român, mergeam în străinătate, da, te uiți la aia ce au pun Occident, Colin Farrell, toate nebunile așa, la noi cel mai băiat rău e tot Florin Piersică-l bătrân. Adică, care? Serios, nu, da, mai, nu reușim un pic dintre să actori, mai venim. Așa, actori. Dintre, a fost Ilie Năstase care a mai încercat un pic să... A încercat, da, tot, nu. Da. Nu, și acum, serios, pe zona asta de actorie, toți pe care îi vezi, familiști, cu minți. Care vorbește așa mult. Florin Piersică care vorbește mult. Asta e păcatul. Viciul lui e că vorbește mult. Deci, domne, în sfârșit intrăși noi în rândul lumea. Zice, da, bucurie s-a iscat. Ne-am occidentalizat. Deci când am difuzat imagine cu Franța, care bătea protestatari acolo prin jandarmerie. Bine, bine. Am intrat și noi în rândul lumii. Bine, nu, nu chiar așa. Cu bătaia noastră, nu? Nu chiar, nu, n-am intrat. Nu, că acolo, știi care e problema? Ăla era un protest neanunțat. Nu a deranjat pe nimeni că e un protest neanunțat. Da. Și n-au fost loviți decât cei care erau ei la rândul lor agresați și n-a murit niciun om bătut de jandarmerie, ci a murit un om călcat de o mașină, care n-avea treabă cu jandarmerie. Deci ce s-a povestit în România despre protestele din Franța e cum ar face un site PSD-ul fake news. Pauză. Așa? Și ne întoarcem. Da, la capitolul știrea IT a zilei avem așa căutările pe Google. Zic cei de la Playtech, căutările pe Google demonstrează că iPhone își pierde farmecul. Fiți atenți cum au ajuns ei la concluzia aceasta. iPhone nu mai are aceeași atracție pentru consumatori ca în trecut, iar asta o demonstrează și faptul că aceste căutări de pe Google au ajuns la jumătate față de anul trecut. Adică oamenii caută din ce în ce mai puține informații în legătură cu acest tip de telefon. Se trage un semnal de alarmă aici. Ce curiozitate să mai ai, Radu, după câți ani e pe piață acest produs? Deja ar trebui să cam fiecare. Nu prea mai ce să mai întrebi acum? Că știi tot ce e de știut, nu? Da. Așa să te uiți dacă e mai subțire, e mai lung, e mai... Datele... Acum sunt alte chestii la modă. Cum a revenit gușa la modă, de exemplu? Cred că au crescut căutările de gușă pe Google. Da. Asta vrea lumea. Lumea vrea telefoane mobile. Lumea vrea partide politice noi. Asta și se caută. Autostrăzi. Și autostrăzi. Nu, autostrăzi nu vrea deci lumea. Asta nu, nu, lumea, da, vrea doar partide noi. Da. Asta se caută. Tu nu te uiți pe Google ce se caută. Da, adevărul e că, până la urmă, ne-a îndemnat și domnul Vanghelie. Dom'le, vreți cu Google-ul ăla cum faceți? Deci a tras un semnal de alarmă de demult. Se știa încă de pe atunci. Că se va ajunge aici. Că ăsta va fi punctul care va începe. Da, dar n-a interesat pe nimeni. Da. Au trecut cu vederea. Deci nu se mai caută pe Google. Nu se mai caută iPhone pe Google, acum se caută alte probleme. Nu știu cât te interesează, păi se caută pe Google, cred că îi interesează mai mult să se caute magazine, dar înțeleg că nici asta nu... Vom vedea. Da, cum o vrea Dumnezeu. Întoarce cu poza zilei. Da! La capitolul poza zilei, suntem în direct, bănuiesc, da? La capitolul... Este o presupunere corectă, domnule Busăian. Avem următoarea problemă. Vrei să sunăm pe cineva să întrebăm dacă suntem în direct? Ne dorim să sunăm ne dorim pe cineva? Să fim în direct? Nu știu, Răzvan, dar poate ne spune... Dar ce vrei să spui? Poate intră pe telefon domnul Cosmin Gușă, de exemplu, să ne anunțe dacă suntem în direct sau nu. Dacă suntem, atât vrem. Ca analiză. Poate da și doar un mesaj. Da, da, da. Să ne facă așa un consultant. Să ne facă o analiză. Să ne facă o consultanță. Bă, știi că e interesant că ele
povesti ca fiind analistul, consultantul, consultant. Că analistul era, panaliză era domnul Bogdan Chiriac. Analistul vede ce și cum, da. A, consultantul spune, fă așa, fă pe partea ailaltă, da. Îți dorești să le iei pe telefon? Analizele erau foarte, adică erau foarte utile în contextul în care discutam. Păi altfel nu l-ai tot 10 ori. Cu analizele ați venit domnul aici, adică mă gândeam eu așa, mă rog, hai să ne mergem către poza zilei, poza zilei vine din America, vine de acolo de departe. De peste ocean. Și vrem să tragem... Exprimă-te, ești mai clișeic. Vrem să tragem un semnal de alarmă, da, New York Post o publică și este ceva cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Când am vorbit despre decadența Occidentului ieri. Da. Dom'le, eu vorbesc, eu aud. Tu înțelegi de ce e Rusia mereu o alternativă? După problema... asta ar spune domnul Cosmin Gușa. Nu mai scăpăm de el în emisiunea asta. Da, sunt pornit acum, sunt încântat de subiect. Îți place, ți-ai găsit un subiect nou. Te mișcă așa un pic de... Te motivează, te mobilizează. După ce am tras un semnal de alarmă cu ce se întâmplă... Dar ăștia sunt urși polar, nu? Nu cum avea Siglafinu. Care avea un urs brun. Da. După ce am tras un semnal de alarmă în privința celor delfini din Constanța... Vulgari delfini. Uite ce ni se poate întâmpla. Rușine. Uite ce ni se poate întâmpla. Aveți mare grijă. Am vrut să tragem un semnal de alarmă, încheiem subiect. O să ai poza zilei. Asta a fost doar așa, ca să vedeți ce se întâmplă în perioada asta. În același timp peste ocean, iată ce se petrece. În tot această vreme, da. Ca să știți și dumneavoastră. Da, peste ocean e, nu? Peste ocean, da. Peste ocean sau, mă rog, cel mai apropiat ar fi Marea Britanie, nu? Corect. Dar nu e chiar un... Dom'le, dați de apă până dați de urși ăștia polari. Bun. Între timp în România avem acest centenar, practic, că altfel nu putem să-i spunem. Tu ești convins că nu se contramandează în ultimul moment? Nu se contramandează, se ține centenarul. Bine, și în cadrul centenarului avem tot felul de necazuri, pentru că oamenii de la Partidul Social Democrat, cum sunt ei emoționați și cum invocă centenarul, au niște parteneriate, au niște înțelegeri, au tot felul de mișcări cu cei de la UDMR. Dar nu numai cu cei de la UDMR, sigur că da, Răzvan, ce se întâmplă în Liga 1? Specialist Dan Băra, domnule Dan Băra. Da. Băi, haideți să vedem, vreți să și vorbim de cotația fiecarei echipe. Băi, haideți să lămurim câteva chestii. Știam până acum ce se întâmplă în Liga 3. În Liga 3 se antrenează viitorii miniștri. Da. Găsești în Liga 3 un jucător antrenor, pățuști, îl duci în Liga 4, adică la Palatul Victoria, unde e nivelul și mai scăzut. Da. Dar în Liga 1 va trebui să declin competența și să-l salutăm pe Dan Tănase, care cu adevărat știe ce se petrece în Liga 1 și ne va spune și nouă în cele ce urmează. Bună seara, Dan Tănase! Bună seara! Da, opinia publică a aflat zilele trecute și chiar mai mulți oameni din fotbal au fost contrariați că Budapesta joacă în Liga 1 la București. S-a discutat. Joacă direct, exact. Eu am atras atenția pe blogul meu astăzi cu privire la faptul că ar trebui să ne întrebăm cum e posibil ca Federația Română de Fotbal să înregistreze în Liga 1 echipe cu nume care nu sunt în limba oficială de stat. Cum a fost posibil ca Răzvan Burleanu să înregistreze Csíkszeredo sau Sepsi Oseka, denumiri în limba maghiară, sau Hermannstadt, apropo echipa din Sibiu. Deci, cu alte cuvinte, până să arătăm cu degetul spre Budapesta și să vedem faptul că, de fapt, fotbalul la București este utilizat de Budapesta, este o altă pârghie a revizionismului maghiar, pentru că uitați-vă ce se scandează pe stadioane când joacă aceste echipe, da? Românii sunt făcuți țigani, se afișează drapelul Ungariei, se afișează steagul așa zisului ținut secuiesc, fără ca Federația Română de Fotbal să reacționeze în vreun fel. Ultima oară, la un meci al lui Csíkszereda, românii au fost făcuți țigani și nici până la ora asta. Eu nu l-am auzit pe Răzvan Burleanu să iasă și să spună dumneavoastră că e inacceptabil ce se întâmplă pe stadioanele românești. Dar rămâne întrebarea, cum a fost posibil ca Răzvan Burleanu și PRF să dea o mână de ajutor revizionismului maghiar și să permită înregistrarea în Liga 1 a unor echipe care au denumiri într-o limbă care aparține unei alte țări, nu României. Păi, acum de acolo vine finanțarea? Acolo vin banii, acum serios, pe banii... Ungariei vrei să pui denumire românescă. Având în vedere că e campionatul național, e Liga 1 în România, te-ai fi așteptat ca Răzvan Burleanu și cu echipa de la PRF măcar să aplice limba oficială de stat în România, să înțeleagă. Sau ca la plăcuțe, Dan, cum e cu plăcuțele alea bilingve? Nu? Să fie și așa și așa. Când te duci într-o zonă de asta, domne, să avem denumirea în limba română, să avem și denumirea, adică măcar soluția de asta de compromis nu se putea găsi. Că uite, tu ai zis puțin, ai pomenit puțin mai devreme numele unei echipe. Csíkszeredo, care este denumirea în limba maghiară
Miercurea Ciuc. Localității Miercurea Ciuc. Uite, da, eu îți dau exemplu, adică... două persoane întâmplător prezente în acest platou de televiziune care vor avea dificultăți în a repeta această denumire. Permite-mi să te exemplific. Cum se numește echipa de Miercurea Ciuc, domnule Buzăianu? Nu, eu și la sexy, mi se părea că îi zice sexy. Eu am zis că îi zice sexy și chiar eram de acord. Doamne, în întâmpinarea nevoilor noastre nu vine nimeni cu o denumire românească, da. Adică ne creați dificultăți. Hai să vedem niște imagini interesante petrecute cu ceva timp în urmă, nu cu multă vreme în urmă, dar s-au petrecut interesante apropo de această situație cu denumire. Poate în maniera în care vedem că a fost scos steagul acela, poate să scoate și denumirile. Ia să vedem. Lăsați acolo, domnule! Aveți mare putere aici, domnule. Da, imagini emoționante petrecute în urmă cu ceva vreme, când este dat acest steag jos sub privirile consternate ale localnicilor. Dom'le, ce au avut cu steagul ăla de antrenasă? Păi n-au avut nimic, polițiștii n-au făcut nimic altceva decât să respecte legea. Din păcate, cei care au încălcat legea acolo au fost primarul UDMR și restul extremiștilor din Miercurea Ciuc, care au arborat pe domeniul public un simbol care aparține unei organizații neînregistrate legale în România, Consiliul Național Secuiesc, un simbol monoetnic maghiar care simbolizează lupta comunității maghiare a UDMR-ului pentru autonomia șaisului ținut secuiesc. Deci cei care au respectat legea în acest caz au fost polițiștii. De altfel și eu, chiar în legătură cu acest drapel, am obținut în instanță o sentință definitivă privind înlăturarea acestui drapel. Da, dar prea mult cu legea. Se insistă ca mult cu legea în România de la o vreme încoace. Adică, gândește-te puțin, tu spui că polițiștii aveau dreptate pentru că respectau legea. Păi de când devine această practică, nu foarte răspândită, e drept, de a respecta legea, un motiv de mândrie? Eu credeam până acum că până n-ai un dosar, până nu faci ceva împotriva legii, dom'le, înseamnă că nu reprezinti nimic? Înseamnă că n-ai adversari politici? Statul paralel, statul subteran, statul picioare, toate statul, celelalte? Statul pur și simplu. Poate oamenii ăștia, nu știu, au mers pe modelul de succes Liviu Dragnea și au zis, până nu călcăm un pic legea, n-avem cum să avem succes politic. Mulțumim, Dan Tărasă, pentru intervenție. Mulțumim, Dan Tărasă. Nu vreau să încheiem săptămâna fără să dăm niște imagini emoționante petrecute în Moldova, dar mergem în zona asta, mergem către o altă... Moldova noastră, Moldova lor, trebuie să specifici. Moldova Republica. Moldova noastră. Moldova noastră. Dă peste ape. Da, să facem referendumul acela de la... Știu, schimbăm Constituția. Știi, imagini ta de tot petrecute în Republica Moldova la Chișinău în urmă cu câteva zile. Ia uitați, cum se înghesuie oamenii, sunt introduși oamenii pur și simplu în autobuz, ca în China, domne. Mai țineți minte sau unde erau imaginile acelea emoționante cu metroul din China, nu? Dacă nu mă... În zona Asia, oricum. Asia, oricum. Deci, practic, oamenii sunt înghesuiți. Republica Moldova e mai la est. Da, asta adică e mai aproape de Asia. Deci folosesc aceeași tehnologie ca în țările dezvoltate. Da, acum, scuză-mă, aici e vorba de rea voință. Văd foarte bine pe la mijloc, acolo e gol. Dar vor tot să stea în față. Haideți, că dacă există bunăvoință, se poate. Gata, domnule, ai văzut? Radu, tu ai fi zis că nu e loc, a fost. Ai văzut? Era loc de mai mult. Și chiar mai căpeau vreo 2-3, dacă nu, dacă se dorea. Am vrut să meargă relaxat. Știi cum e? Poporul român, de pe ambele maluri ale Prutului... Nu putem să-i spunem, da? Putem să-i spunem multe feluri, dar nu-i frumos la televizor. Da. Poporul român. Așa. Poporul român este extrem de adaptabil. Uite-l. Încape, domne, oriunde. Unde l-ai băga? Pac! Îi iei din teritoriu. Există și cu un teritoriu mai mic, nu e așa? Că ne-am înghesuit vorba aia. Ne-am înghesuit noi. Și cum e? La Iași când a fost cazul. Ne strânge, domne, nu-i problemă. Noi suntem adaptabili. Da. Peste București, adică putem în orice fel de spațiu. Bine, să aveți o Românie bună în continuare. Ne întorcem de luni încolo, de la 19. Toate cele bune weekend frumos. E greit. Uite, am această emisiune v-a fost prezentată.